Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Neil Schnecker. Avem o nouă ediție de război în a 85-a zi de lupte în Ucraina, în care vom analiza principalele știri și imagini ale zilei. Am primit informații că se schimbă strategia de război. Vă arăt cum Putin șochează din nou, lansând cea mai mare amenințare a Rusiei la adresa Ucrainei de până acum. Veți vedea ofensiva lui Putin. Vă spun cum ar putea acesta lăsa o țară în beznă totală. La noi însă vorbim despre creșterea taxelor și impozitelor. Vă spun ce pregătește guvernul și cine va scoate mai mulți bani din buzunar. Asta în timp ce România este campioană absolută la cele mai mari prețuri din Europa. Veți vedea planul guvernului pentru a opri valul de scumpiri și vă arăt cum vor să stopeze criza energetică. Am pentru voi aici măsurile de ultimă oră. Vă aduc și avertismentul dur al șefului Națiunilor Unite. Domnia sa vă va spune aici cu ce se va confrunta omenirea. Îl veți auzi explicând cum valul de foame te lovește în toată lumea. Vă prezint și informații despre cel mai mare blocaj. Vă arăt mii de containere ținute în porturi. Și dacă avem căldura, să nu credeți că a încetat scandalul uriaș pe prețurile la gazele naturale, ministrul energiei însuși acuză scumpiri nejustificate pe spatele românilor. Și vă spuneam ieri de simulările care se fac la Ministerul Muncii pentru pensii. Ei bine, vă spun și ce au descoperit. Vă aduc anunțul de ultimă oră al Ministrului Muncii în exclusivitate aici la România TV. Iar la final vă prezint strategia surpriză pentru alegerile, atenție, prezidențiale. Vă spun cine sunt liderii testați pentru locul lui Iohannis. Toate acestea într-o ediție încă de război, din păcate, a cheii zilei, care începe chiar acum. Rusia vrea să decupleze Ucraina de la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, care a fost ocupată de armata rusă. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Federației Ruse și acest scenariu ar fi posibil în cazul în care Kievul nu plătește Moscovei pentru energia produsă în, de fapt, ceea ce este centrala ucrainiană. Deci rușii spun, noi am ocupat-o, ne dați bani să vă dăm energie, dacă nu, bezna la voi va fi. Colegul meu, Costi Soare, a urmărit tot ceea ce se întâmplă. Costi, bun găsit! Spune-mi, te rog frumos, cum poate să funcționeze această strategie? Știm că este o manevră clasică de război să tai inamicului energia electrică. Poate Rusia să facă asta? Bună ziua, Nils, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, poate să facă, a demonstrat că a intervenit în forță și la Cernobâl. Știm că a existat acel pericol pentru că s-au tras cu rachete chiar deasupra centralelor nucleare. Iată, acum vine acest anunț absolut șocant, potrivit căruia Ucraina ar trebui să-și plătească propria energie pe care o produce la Zaporojie. Și asta pentru că Federația Rusă deține controlul asupra acestei centrale nucleare, iar anunțul a fost clar. Dacă mai vreți energie, plătiți către Moscova. Dacă nu, vă tem de la sistemul energetic și toată energia va merge în Federația Rusă. Specialiștii militari spun că ăsta este un mesaj clar, că nu vor pleca prea curând sau poate niciodată din zona respectivă și că vor deține controlul în Donbas și asupra infrastructurii critice până la urmă. Infrastructura critică în Ucraina a fost prima țintă la începutul acestui război. Au fost interesați întâi să bombardeze depozitele militare, după care să dețină controlul asupra centralelor nucleare. Și știm că în Ucraina, dacă nu greșesc, sunt cel puțin 4 astfel de centrale foarte importante, iar pe cea mai mare din Europa, Zaporojie, iată, o au acum sub control și pun condiții în continuare. Da, Costi, rămâi cu noi pentru că aș vrea să continuăm această discuție. Alături de noi se află și fostul senator și fost ofițer de intelligence Daniel Savu și istoricul Cristian Troncotă. Bun găsit, domnilor! Daniel, aș vrea să încep cu tine. Ideea este în felul următor, este tactică clasică de război. Infrastructura energetică este una dintre primele ținte pe care le lovești. Până acum nu au făcut-o, n-au făcut-o nici când au atacat centrala nucleară de la
Cum îi spune de acolo? Cernobâl? De la Cernobâl, bravo. De la Cernobâl n-au făcut decât să o asigure. Exact, dar nu au blocat energia. Ei bine, acum, Daniel, vin și spun, domne, știți ce? Noi avem cea mai tare centrală acum în mâinile noastre. Dacă nu dați bani și presupun că în ruble, atunci, la revedere, vă punem în beznă. Este clar o presiune enormă pe care Rusia o face, de fapt nu numai asupra Ucrainei, ci asupra Occidentului, că spunându-le că trebuie să plătească energia ucrainienii care, de fapt, primesc ajutoare din toată lumea asta, ce o să facă? Banii europeni sau mondiali să ajungă la Rusia până la urmă, plătindu-le energie, nici nu ne mai spun că la ce preț, adică bănuiesc că le o să le facă și un preț competitiv. Pentru, între ghilimele, competitiv. Adică, dacă vreți energie de la noi. Este interesant, cred că au avut această strategie pentru că nu au distrus aceste centrale. Nu au procedat încet, încet înlocuind și personalul. Ați văzut că a plecat personalul ucrainian de acolo și au adus și specialiștii lor. La Cernobâl totuși n-au făcut acest lucru. Eu mă așteptam ca în momentul în care au cucerit Cernobâlul, mă așteptam să blocheze energia electrică ce iese de acolo sau să o treacă direct către Rusia. N-au făcut acest lucru. Cernobâlul nu mai funcționează în parametrii care era odată. Asta de la Zaporojie este centrala numărul 1 în Ucraina acum și nu se bazau pe Cernobâl. La Cernobâl era pericolul ca odată încăpută pe mâna unor insurgenți să devină un pericol nuclear, pentru că mormântul acela atomic care s-a făcut acolo, domnule, este unil, sigur, dar nu este despre sigur prețul energiei, în caz de declarația domnului Medvedev, care spunea 2000 de euro, 1000 de metri cubi. Costi, ce a vrut să ne spună? Mai pune o dată întrebarea. Spuneam că la începutul războiului Dmitri Medvedev anunța că 1000 de metri cubi ar putea ajunge la 2000 de euro. Vă amintiți? Pentru că vorbeați, domnule Savu, da, despre prețul energiei și despre cum poate stabili orice preț în orice monedă în această perioadă. Iată, deja începe să se adeverească. Rusia poate să facă ce vrea, dar vă dați seama că nu este ăsta motivul, adică să ia niște bani de la Ucraina, că nu, și o să ia niște bani și o să le mărească permanent prețul. Este o presiune. E clar că e ca sabia lui Damocles, vă tăiem curentul. Au început să pârjolească și câmpiile, tactici de război, până care se ducă la înfărmătarea populației. Dacă îi lași fără energie, nu o să le mai aibă entuziasm foarte mare așa. Rușii nu stau rău cu energia și poate să-și permite să joace cartea asta. Păi ei nu aveau nevoie de aceste centrale. Daniel, da. Scuze-mă că te întrerup. Totuși, spuneam la început că asta este tactică clasică de război în care ataci infrastructura energetică. Ei bine, nici ucrainienii n-au stat degeaba. Numai o secundă, Cristian, vin la tine imediat. Nici ucrainienii n-au stat degeaba. Ei au atacat tot pe stilul, inclusiv dacă vă aduceți aminte, a rezistenței franceze, au atacat o linie de cale ferată reușind să dărâme, să arunce în aer un tren blindat plin de armament rusesc. Haideți să vedem imaginile. În același timp a fost și introdusă legea marțială de către, sau prelungită mai bine zis, legea marțială în Ucraina, tocmai pentru a permite Ucrainei să continue războiul cu Rusia. Hai să privim imaginile. Slavă Ucrainie! Slavă Ucrainie! Слава Украине! Пидорасы! Слава Украине! Potrivit informațiilor neconfirmate, încă trupele ucrainene de gherilă ar fi amplasat explozibil pe șine și au detonat în zona Melitopol trenul blindat al rușilor încărcat cu armament. Pe de altă parte, luptele continuă zi și noapte în teritoriile pe care rușii vor să le cucerească cu orice preț. Atacul în rafală din Donețk s-a soldat cu cel puțin 10 morți, dintre care și 2 copii, după ce rachetele au lovit cu putere 2 școli și o grădiniță din regiune.
Între timp, la Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a semnat decretul care prelungește starea de război în Ucraina cu încă 90 de zile. Ми зобов'язані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку. Саме тому підписав указ про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Da, Cristian, este menționat apropo de faptul că această tehnică ne duce încă înapoi la vremurile rezistenței franceze împotriva naziștilor, dar până la urmă este un lucru pe care Ucraina l-a făcut permanent pe baza informațiilor primite din vest, respectiv să lovească liniile de aprovizionare ale rușilor. Da, asta este o acțiune cât se poate de corectă, legală, se încadrează în dreptul internațional. Ceea ce fac rușii, că ocupă o centrală nucleară și le cere acum ucrainienilor să plătească că altfel le închide aprovizionarea energetică cu energie electrică, asta nu se mai încadrează în legile războiului. Afectează populația civilă și legile de purtare a războiului adoptate de, recunoscute de ONU, înseamnă să protejezi populația civilă. Deci nu suntem într-un război, suntem într-o aventură, cum o numesc eu, teroristă din partea rușilor. Ei își permit orice. Ucrainienii, în schimb, ei desfășoară acțiuni în cadrul legal de apărare. Dom'le, în momentul când sunt agresat, mă apăr și fac tot posibilul să mă apăr. Asta este marea problemă. Uitați-vă la această haiducie nepermisă a Rusiei. Cum adică să ataci obiective civile de importanță civilă, nu mai spun de școli, de teatre și de alte chestii. Acum cu centrala asta de la Zaporoje, care e cea mai mare din Europa, are un impact extraordinar. Cum îți permiți tu acum să ceri așa ceva? Nu este, Cristian, cea mai mare crimă și am să-ți arăt de ce. Inclusiv secretarul general ONU ne-a adus acest breaking news. Secretarul general Guterres a spus că urmează o foamete care amenință omenirea după cei 2 ani de pandemie. Gândiți-vă, în care lucrurile au stat destul de prost și evident, inclusiv alimentele, știm bine că nu au ajuns unde trebuiau să ajungă. Ei bine, Daniel, gândește-te că în perioada aceasta Guterres spune că împreună cu războiul vom ajunge într-o situație mai rea. Asta după ce în 2 ani s-a dublat numărul celor care sunt în criză alimentară, de la 135 de milioane de persoane înainte de război la 276 de persoane, și el spune că e abia începutul, războiului din Ucraina va exacerba acest lucru. Eu nu văd ca la noi cineva să facă ceva apropo de faptul că noi vom intra într-o criză alimentară. Noi ni se spune totul e bine, avem de mâncare. Ei, nu chiar așa, Nils, pentru că e previzibil că va fi în toată lumea o criză alimentară. Ucrainienii erau și ei mari exportatori în țările din Africa, din India, făceau export masiv în zonele astea din Asia și din Africa pentru populație foarte săracă și aflată în pragul foametei. Măsurile care le au guvernanții la noi vizează în mod explicit în momentul de față pătura săracă de populație, cei care nu-și pot permite să-și cumpere hrana zilnică, de-aia să dau și acele ajutoare, se încearcă și ceea ce tu zici că este mărirea impozitor, dar de fapt sunt niște deduceri pentru cei cu salariile mici. Las că vorbim despre asta imediat. Nu te ambala încă pe acest subiect. Ca să poată să-și cumpere mâncare. Este efortul planetar care să facem. Nu te ambala încă pe acest subiect cu impozitele, pentru că noi avem o situație fără precedent în porturile de la Marea Neagră pe care nu o capitalizăm. Sunt milioane de tone de cereale din Ucraina care sunt aduse în România, și asta după ce porturile din Ucraina, evident, au fost blocate din cauza războiului, iar exportul de grâu a fost oprit. Ei bine, colega mea Antonia Ispas a fost în port în Constanța tocmai pentru a vedea ce se întâmplă, după părerea mea, o oportunitate
Iată ceea ce se întâmplă. Bun găsit, Antonia, te ascultăm. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este activitatea în portul Constanța cum nu mai a fost de 3 decenii, practic, și asta din cauza războiului din Ucraina. În mod normal, portul Constanța nu era o escală în exportul de cereale din Ucraina către țările din Africa și din Orient. Iată că a venit războiul, cerealele nu mai pot fi transportate cu navele din porturile din Ucraina, așa că sunt transportate cu barjele, cum este și barja de aici, de lângă mine, până în portul Constanța sau până în portul Sulina. Aici barjele sunt descărcate și sunt urcate aceste cereale pe alte nave și abia după aceea trimise la export. O astfel de barjă, cum o vedeți dumneavoastră, o barjă de 1400 de tone, poate fi descărcată în aproximativ 3 ore. Practic, încărcătura de cereale este scoasă de pe barjă cu aceste graifere, așa se numesc acești clești uriași, care apoi sunt descărcați în acea pâlnie, nu se numește pâlnie, așa arată, și trimisă cu benzile transportoare direct în silozuri. Practic, descărcarea navei se face pe deasupra, în timp ce încărcarea, tot sistematizat, cerealele sunt scoase din siloz pe dedesubt. Iar pe un vapor se pot încărca 3.000 de tone într-o oră. Este un volum uriaș de muncă, însă este singura posibilitate să nu existe foamete din cauza războiului în țările din Africa și din Orient. Și asta pentru că Ucraina mai are de exportat aproximativ 20 de milioane de tone care sunt blocate în acest moment, înainte să vină următoarea recoltă, Ucraina fiind unul dintre principalii exportatori de cereale din Europa. Da. Cristian, n-a mai bâzâit portul din Constanța în halul ăsta de la începutul anilor 90, înainte ca Băsescu să vândă flota. Dar știi ce este interesant? Interesant este, noi oricum exportam foarte mult greu. Eu însă vedeam o oportunitate, apropo de toate aceste mărfuri care vin prin portul Constanța, să creăm o industrie de procesare acum, în acest moment, tocmai pentru a putea să nu exportăm materia primă, ci să o procesăm noi. Ei bine, cum zice românul, ciu-ciu. Da, aici trebuie să recunoști, Nils, că e nevoie de experiență, e nevoie de know-how, cum se spune în Occident. Deci chestiunile astea nu le au antreprenorii români. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar faptul că în portul Constanța există capacități de a prelucra aceste cantități imense de produse agricole e un lucru foarte bun. Păi să muncească de dimineață până seara, care e problema? Problema e atunci când nu au de muncă, dar acum dacă au de muncă, e bine că au de muncă. E bine că au de muncă, Daniel, dar eu mă gândeam totuși că era o oportunitate acum de a atras investitori, de folosit banii europeni, de folosit PNRR-ul, tocmai pentru a crea ceea ce nouă ne lipsește de 30 de ani, industria prelucrătoare. Așa e, Nils, numai că marfa asta nu este a noastră, este în tranzit în România. Și ca să îi determinăm pe cei care sunt proprietari să o prelucreze în România, într-adevăr am fi avut nevoie de niște capacități de producție. Astea nu se fac de pe zi pe alta. Acum suntem într-o situație, eu chiar am vorbit cu mai mulți proprietari de Dane. E acolo o activitate, zicea bine Cristian Troncotă, dar numai că nu au de unde să mai iau oameni. Dacă ar putea, ar lua oameni de pe peste tot să lucreze zi și noapte, lucrează la lumina reflectoră, navele oricum stau nedescărcate în așteptare. Adică e o activitate pentru care portul Constanța nu a fost pregătit. A fost pregătită, doar că după aia când s-a vândut flota n-a mai rămas nimic din ea. Breaking news. Și ca să nu rămâneți așa cu ideea că lucrurile sunt roze, cum încearcă Daniel să ne spună în felul lui de a apăra guvernarea, și admir acest lucru, Daniel, dar România a ajuns să plătească cel mai mare preț la energie din Europa. Prin comparație, în Suedia este de aproape 4 ori mai ieftină energia. Luni România plătea în medie 240 de euro pe megawatt oră. În tot acest timp, unitatea 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă, care poate acoperi aproximativ 10% din consumul intern, ce să vezi, este în revizie și redevine funcțională abia peste o lună. Colegul meu, Victor Vreme, a făcut așa un sumar
a ce înseamnă acest preț al energiei din România față de restul Europei. Bun găsit, Victor, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Sectorul energetic din România suferă în aceste momente de creștere alarmantă ale prețurilor și anume vorbim despre cel mai mare preț înregistrat în Uniunea Europeană pe care România îl plătește pentru energia electrică. Vorbim de un preț de 240 de euro pentru megawatt-oră, un preț care este de 4 ori mai mare decât în țările mai dezvoltate și mai bogate din punct de vedere al capitalului și aici vorbim despre Suedia sau Norvegia care plătesc undeva la 71 de euro pentru megawatt-oră, însă dacă ne uităm și în țările care plătesc ceva mai mult, cum ar fi Germania sau Franța, suma de 240 de euro pe care o plătește România nu se atinge, prețurile fiind mult mai mici. Însă important de precizat este că la nivel mediu în luna mai, România este al cincelea cel mai este țara cu al cincelea cel mai mare preț pentru energia electrică. Vorbim despre prețul mediu pe care l-a plătit în luna mai, însă trebuie să menționez și că în această perioadă avem probleme din cauza furnizării și din cauza producerii, deoarece Unitatea 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă este în aceste momente sub revizie și va rămâne așa până la sfârșitul lunii iunie. Deci 10% din 10% din acoperirea de producție a energiei electrice pe care o furnizează această centrală este în aceste momente sistată și totodată un ultim lucru important de precizat este că și unitatea de la porțile de fier nu funcționează la capacitate maximă de 194 de megawatts pe oră, funcționează la o capacitate redusă de 100 de megawatts pe oră. Deci trebuie să vedem ce decizii va lua guvernul, dacă va lua vreo decizie, dacă Ministerul Energiei împreună cu ANRE-ul vor lua vreo decizie pentru ca aceste scumpiri să nu se resimtă și la consumatori în perioada care urmează. Ce decizie să ia, Victor? Pe bune, adică, cum să-ți explic, Cristian, vine ministrul energiei, Virgil Popescu, și spune că, domne, prețul este nejustificat de mare la furnizorii de gaze. Hello, domnul Popescu, păi nu vă spărați, cel mai mare furnizor de gaze e Romgazul, adică statul. Și ăla tocmai că are prețuri mari, cu toate că prețul lui de producție e mic și face ceva, nu. Vine și spune, domne, ce să vezi, avem probleme, las că rezolvăm, mai dăm încă 2 lei. Pe sistemul luați cozonac. Nils, stai puțin să ne înțelegem. Nu este cumva în competența guvernului de a stabili perioadele când se realizează aceste revizii? Ba da. Când e vorba de o revizie națională. La Unitatea 1 de la Cernavodă, nu vă supărați. Deci asta trebuie făcută cu cap, bine planificată, aprobată de guvern de așa natură încât să nu afecteze prețul și jocul acesta, mai ales într-o situație de criză, da? Păi cine a stabilit? Păi aici guvernul e responsabil. Păi da, tocmai e responsabil, el nu vine decât să facă niște comentarii. A ajuns să fie comentator politic. Și știu că nu o să-ți convină, Daniel, dar uite, colegul meu, Mădălin Puiu, s-a uitat la legea offshore. Salut, Mădălin, bine ai venit la cheia zilei. Te-ai uitat la legea asta offshore, legea offshore care toată lumea a stat să o laude, să cadă pe spate, mamă ce tare e, ba chiar au venit și au prezentat-o într-un mod pozitiv. Ei bine, eu am văzut că notițele tale spuneau că mai ne gândim puțin. Te rog, povestește-ne. Într-adevăr, legea care este în momentul de față la promulgare la președintele Klaus Iohannis arată că va fi eliminată acea restricție prin care 50% din extrasul de gaze naturale va trebui să fie vândut pe piața locală, pe piața internă din România. Practic, guvernul va putea interveni doar în situații de criză, însă chiar în momentul de față avem o situație de criză. Practic, România va putea vinde... Bineînțeles, de 6 luni și ea continuă în lunile următoare. Această lege offshore ar trebui practic să facă ca România să devină independentă energetic. Totuși, țara noastră este a doua din Uniunea Europeană privind gazele naturale, după Olanda, și avem potențial în momentul de față să ajungem și pe primul loc, după ce a fost închisă o exploatare de gaze din Groningen. Însă, această lege face ca 50% din totalul gazelor naturale extrase din Marea Neagră să nu mai fie totuși vândute pe piața internă. Mulțumesc foarte mult, Mădălin. Daniel, ideea este în felul următor. Ceea ce spune Mădălin e foarte corect. Până acum, ideea era că 50% e pe piața internă.
poți să zici naționalism, eu mă știu, eu sunt globalist de fel. Dar chiar și așa, în momentul în care ești în criză, toate națiunile se gândesc mai întâi la piața interne. Ce facem noi? Punem în discuție legea offshore în care zicem 50% la cine o fi. Dacă se cumpără pe piață liberă, poate dă și românul un ban în plus. Așa e, Nils, numai că, bine, eu nu sunt în situația de a fi lăudătorul de serviciu, că nu asta este scopul. Dar vreau să prezint așa cum stau lucrurile. Păi, noi până acum, din cauza că n-am avut o lege offshore, deși s-a mai încercat de nenumărate ori, nu am scos niciun metru cub de gaze din sutele de metri aflate sub mare, acolo. Acum această lege este dată ca să încurajeze pe cei care vor să exploateze. O dai pe toată, Daniel, o dai pe toată. Ideea era că 50% o dăm în piață internă. Nils, nu o dăm pe toată, pentru că situația de criză există și pur și simplu, haide să nu plângem înainte ca la drobul de sare că o să pice peste noi. Hai să facem ceva cum să scoatem gazele alea de acolo. Păi, prietene, dacă le scoci și se duc la export, nu avem ce să pierdem. Iartă-mă, dacă le scoci și le se duc la export, nu că e rău că se duc la export, dar situația crizei de la mine din țară n-am rezolvat-o și îți spun, toate țările în momentul de față se uită la cum își rezolvă problema cetățenilor proprii. Nu sunt, repet, nu sunt naționalist de fel. Nu stau lucrurile chiar așa. Companiile au protestat, e adevărat că nu le convin procentele, dar o bună parte din această energie va rămâne în România, că și România este parte interesată. Nu, dar de ce să rămână? Rămâne în România dacă România plătește același preț pe care îl plătește Germania, Olanda, Italia, etc. Adică, în alte cuvinte, România trebuie să-și cumpere propriul gaz la preț de piață, în condițiile în care, repet, Romgazul e companie de stat. Păi, dacă nu făceam, da, Exxon-ul, de ce crezi că a plecat? Că nu le-a convenit să mai rămână în Marea Neagră. Noi trebuie să scoatem gazele și pe urmă le împărțim. Hai să nu facem cum face aurul, critică orice, fără să aibă nicio soluție. Bine că s-a gândit guvernul să facă ceva, că dacă mai aveam guvernarea aia trecută, Nil, știi bine, că nici nu aveam ce discuta acum, nici de offshore, nici de impozite, nu nici sunt, de nimic. Repet, nu sunt naționalist și știi foarte bine că în niciun caz nu înghit sau cum se zice pe românește, nu halesc aurul, dar în același timp, iartă-mă, dacă mă uit la celelalte state și văd că ele se uită la proprii cetățeni și noi nu. Breaking news! Mai am o problemă. Vine într-o vizită surpriză noul președinte al Ungariei, o doamnă foarte distinsă la noi în țară. Însă nu va exista nicio întâlnire și cu președintele Klaus Iohannis. Cum Dumnezeu, nu înțeleg. Vizita acestui oficial de la Budapesta este cu atât mai importantă cu cât în aceste zile, țineți minte, cei doi secui care au încercat să detoneze o bombă de ziua națională vor fi, nu condamnați, vor fi premiați. Diana Buzea a urmărit acest lucru. Bun găsit, Diana! Spune-ne, te rog frumos, cum poate să vină un președinte în România și să nu se întâlnească cu omologul său, președintele României? Bună ziua, bun găsit! Președintele Ungariei vine sâmbătă într-o vizită la Alba Iulia, de altfel este și invitat de onoare cu prilejul Zilei Unității Reformate Maghiare. Va ține chiar și un discurs acolo la Alba Iulia, însă, așa cum spuneai și tu, nu este o vizită oficială, pentru că nu va veni și la București, nu va discuta cu președintele României, Klaus Iohannis. De altfel, o vizită oficială este anunțată, dar pe data de 10 iunie. Până atunci, însă, vedem această vizită de sâmbătă și, așa cum spuneam, o vizită privată, de altfel așa au și anunțat-o. Și vedem această vizită în contextul în care, cum spuneai, cei doi secui care au fost condamnați pentru terorism, pentru că de parada de Ziua Națională a României, aceștia au vrut să detoneze o bombă. Ei bine, au primit un premiu din partea unui ONG din Budapesta în anul 2019, însă în acel an se aflau în închisoare. Tocmai din acest motiv vor fi premiați zilele următoare.
Da, Cristian, încă o dată, am înțeles, Daniel îmi spune că am trecut la aur, nu, n-am trecut la aur, dar jur, astfel de acțiuni, astfel de lucruri mă transformă într-un naționalist pe bune. Nu pot să înțeleg cum nu realizează nimeni nici în România, nici în Ungaria de aceste sensibilități să vii exact în acest context tu, președintele Ungariei, și să, efectiv, să nu te întâlnești cu președintele României. Băi, e de jenă! Nu, stai calm, Nils. Problema este în firescul istoric. Pentru aceleași fapte, unii sunt condamnați ca teroriști, infractori, iar pentru alții, eroi. Exact ce se întâmplă și cu indivizii aia, teroriștii aia. Pentru noi, pentru ei sunt eroi. Dar poporul aici prieten ungar, nu sunt... Stai puțin, dar nu vorbim... Iartă-mă, nu vorbim, nu vorbim aici de PKK-ul și turcii și curzii. Noi vorbim de poporul prieten ungar. Bun. De maghiarii noștri. Prieten. Deci, spuneți-mi și mie, venit primul ministru al Ungariei în vizite particulare și de câte ori a venit în vizită oficială? De acord, eu dar nu încă o dată, nu într-un moment atât de, nu într-un moment atât de sensibil și nu când președintele Ungariei este proaspăt ales președinte, adică este o vizită pe care o face ca vizită privată într-o țară în care există UDMR-ul la putere. Vrea să transmită un mesaj cât se poate de clar, această vizită pe care o face, o face în locul cel mai important din punctul lor de vedere, care este adică un punct important. Stai o secundă, că acum chiar că trec la aur. Deci tu vrei să-mi spui așa, locul lor cel mai important este în Ardeal, la maghiarii din Ardeal, sfidând faptul că ei fac parte din națiunea română? Ei fac parte din națiunea română pentru că sunt cetățeni români sau au dublă cetățenie. Ai văzut ce s-a întâmplat și cu acei hocheiști din echipa națională a României, care marea majoritate erau secui și la sfârșitul meciului, deci la sfârșitul meciului, știu povestea. Cei de veselie, de veselie ca un capătaie. Dă publicitatea peste noi, facem-o cu scurtă pauză. Și apropo de politicieni, când ne întoarcem, vă spun cine ar putea să ia locul lui Klaus Iohannis la Cotroceni. Sunt discuții avansate, nu plecați nicăieri, informație în exclusivitate. Bine ați revenit la cheia zilei. Ei bine, suntem la 2 ani încă distanță de prezidențiale, dar sunt discuții avansate în PNL despre cine ar putea să fie prezidențiabilul liberalilor. Se discută deja despre 4 nume de lideri. Ei bine, colega mea Gianina Vatkovici s-a dus, a tras cu urechea în PNL, a încercat să afle cine-i cine. Bun găsit, Gianina, te ascultăm! Găsit, da, sunt discuții avansate în cadrul Partidului Național Liberal referitor la aceste posibile nume de prezidențiabil, pentru că există această discuție pentru 2024 și sunt nume destul de surprinzătoare, fie că vorbim despre Emil Boc, Ilie Bolojan, chiar Rareș Bogdan și, bineînțeles, Nicolae Ciucă. Aici nu este o surpriză, având în vedere că s-a vehiculat de la bun început, din momentul în care a preluat șefia Partidului Național Liberal, care putea fi și prezidențiabilul PNL, însă vedem, pentru că deocamdată sunt variante, așa cum vă spuneam, sunt discuții pe acest subiect și vom vedea ce decizie vor lua liberalii, pentru că trebuie luată această decizie, bineînțeles, într-o ședință de partid, într-o ședință a unui for de conducere. Da, mulțumesc foarte mult, Daniel. Vine Marcel Ciolacu la Victor Ciutacu și o să aflăm ce vrea PSD-ul, dacă aveți și voi prezidențiabil. Dar zi-mi așa părerea ta, cam cine dintre cei patru ar putea să fie un prezidențiabil bun care să vă bată pe voi? Eu am un favorit cert de la liberali. Pentru mine de nebătut este Rareș Bogdan. Mie mi-a plăcut așa de mult cum îl susținea pe Câțu la ultimul congres când l-au ales pe Câțu, încât cred că va putea convinge pe toată lumea să-l susțină la președinție. Păi ar putea să fie și Ludovic Orban dacă se întoarce la liberal, pentru că și el era cine este generalul.
El își dorea foarte mult, știi că de asta a și fost înlocuit. I-a spus lui Iohannis că va candida la președinție. Iohannis a zis, lasă Ludovic, asta nu-i treaba ta, cine va candida la președinție. Cristi, tu ce părere ai? Și cine... a plecat din PNL. Cine ar putea să fie prezidențiabil la PNL? Deci prezidențiabil va fi unul care va fi susținut de Berlin, adică de Partidul Social Democrat, care dă cancelarul în marea capitală europeană, în Germania. Partidul Social Democrat din Germania va spune cine este liberalul din România? Nu, cine va fi președinte în România? Păi și pe cine va fi susține? Pardon, hai să fiu diplomat. Pe cine va susține la prezidențiale? Pentru că PSD-iștii noștri, de când este cancelar domnul Scholz, au devenit frecventabili și așa mai departe, păi au fost aduși la guvernare tot Iohannis, și o să mai stea. Da, tot Klaus Iohannis este subiectul... O să stea și PSD-ul la guvernare. Tot Klaus Iohannis este omul lor de bază. În alte cuvinte, relația lui cu Angela Merkel nu i-a dăunat în relația pe care o are, de exemplu, acum cu Olaf Scholz. Păi nu, pentru că este... Acum ne-am convins că domnul Iohannis este... Foarte ascultător. Daniel, și așa trebuie să fie. Eu cred că această campanie prezidențială din 2024 va fi cea mai fascinantă campanie pe care a avut-o România. Dacă mai vine și Codruța Chioveși și mai vine și un candidat de la AUR, va fi o frumusețe de campanie. Haideți să vă spun, indiferent cine va concura la funcția de președinte, da? Contează cel mai mult sprijinul pe care îl ai din cea mai importantă sală europeană. Până la președinți, dragilor, avem festivalul știrilor, Daniel, aici la România TV, pentru că principalul jurnal al zilei este adus astăzi de frumosul Gingașul în haină superbă, Marius Niță. Și nu doar atât, am și știri bune, Nils. Bună ziua, imediat vă aștept la principalul jurnal al zilei. Cu detalii despre eliberarea lui Sorin Oprescu, fostul primar află dacă va fi scos din penitenciar, ce strategie se pune la cale în aceste momente cu avocații. Vorbim și despre scandalul prețurilor uriașe la gaze și energie. Cum a ajuns România campioana Europei la scumpiri? Ministrul Energiei intervine de urgență și spune că este nejustificat. Val de proteste pentru banii, românii cer locuri de muncă, descinderi la mafia locurilor legiști. A început o anchetă amplă, vedeți și un circ cu primarul, cum s-a trezit cu gunoiul la poartă. Lovitură pentru românii care trebuie să primească vouchere, șeful Poștei Române anunță un blocaj total. Detaliile la jurnal când vă aștept și cu restul știrilor.